Romanul Ion, de Liviu Rebreanu, rezumat. Glasul Pământului. Romanul începe cu descrierea drumului care duce către satul Pripaz, la care se ajunge prin șoseaua ce vine de la Cârlibaba, întovărășind Someșul până la Cluj, din care se desprinde un drum mal mai sus de Armadia. Și după ce lasă Jidovița în urmă, drumul urcă întâi a nevoie până ce își face loc printre dealurile strâmtorate. Apoi cotește brusc pe sub râpile dracului, ca să dea buzna în pripasul pitit printr-o scrântitură de coline. La intrarea în sat, te întâmpină o cruce strâmbă, pe care e răstignit un Hristos, cu fața spălată de ploi și cu o cununiță de flori veștete agățate de picioare. Imaginea este reluată simbolic nu numai în finalul romanului, ci și în desfășurarea acțiunii, în scena licitației la care se vindeau mobilele învățătorului, sugerând destinul tragic al lui Ion și al Anei, precum și viața tensionată și necazurile celorlalte personaje. Titu, Zaharia Herdelea, Ioan Belciug, Vasile Baciu, George Bulboc. Acțiunea romanului începe într-o zi de duminică, în care toți locuitorii satului Pripa se află adunați la hora tradițională, în curtea Tudosiei, vădova lui Maxim Oprea. Nu lipsesc nici fruntașii satului, familia învățătorului Herdelea, preotul Belciug, fostul învățător, tolstoianul Simion Butunoiu și bocotanii care cinstesc prezența lor sărbătoare. Ora este o pagină etnografică memorabilă prin șocul tradițional, figoarea flăcăilor și candoarea fetelor, prin lăuta țiganilor care compun imaginea unui ritm impetuos. De tropotele jucătorilor se hurducă pământul. Zecile de perechi bat someșana cu atâta pasiune că potcoavele flăcăilor scapă scântei. Poalele fetelor se bolbocesc, iar colbul de pe jos se învăltorește, se așează în straturi groase pe fețele brăzdate de sudoare, luminate de oboseală și de mulțumire. Lui Ion îi place Florica, dar Ana are pământ, așa că el îi face curtea acesteia. Cu disperarea lui Vasile Baciu, tatăl Anei, care se ceartă cu Ion și îl face de râsul satului spunându-i sărântoc. Alexandru Glanetașu, tatăl lui Ion, a risipit zestrea Zenobiei, care avusese avere când se măritase cu el. Vasile Baciu, un vrednic al satului, se însurase tot pentru avere cu mama Anei, dar fiind harnic, sporise averea și se gândea să-i asigure fetei zestre atunci când se va mărita. Ion, flăcău harnic și mândru, dar săracul necinstește pe Ana și-l obligă astfel pe Vasile Baciu să o dea de nevastă împreună cu o parte din pământuri. Obținând avere, Ion dobândește situație socială, demnitate umană și satisfacerea propriului orgoliu. În celălalt plan, familia învățătorului Herdelea are necazurile sale. Herdelea zidise casa pe lotul ce aparținea bisericii, cu învoirea preotului Belciug. Relațiile învățătorului cu preotul se degradează cu timpul, de aceea Herdelea se teme că ar putea să pierdă toată agoniseala și ar rămâne familia pe drumuri. Preotul Belciug, rămas văduv încă din primul an, are o personalitate puternică, este cel mai respectat și temut om din sat, având o autoritate totală asupra întregii colectivități. În sat, domină mentalitatea că oamenii sunt respectați dacă au oarecare agoniseală, fapt ce face ca relațiile sociale să fie tensionate între sărântoși și bocotani, între chipzuința rosturilor și nechipzuința patimilor, ceea ce face să dea în permanență o luptă aprigă pentru existență. Destinele personajelor sunt determinate de această mentalitate, de faptul că familiile nu se întemeiază pe sentimente, ci pe interese economice. În societatea țărănească, femeia reprezintă două brațe de lucru, o zestre și o producătoare de copii. Odată criza erotică trecută, ea încetează de a mai însemna ceva pentru feminitate. Soarta Anei e mai rea, dar deosebită cu mult de a oricărei femei. Nu. Bătută de tată și de soț, Ana, rămasă fără sprijin moral, dezorientată și respinsă de toți, se spânzură. Florica, părăsită de Ion, se căsătorește cu George și se bucură de norocul pe care îl are, deși îl iubea tot pe Ion. Glasul iubirii. Căsătorit cu Ana și așezat la casa lui, Ion, din cauza firii lui pătimașe, nu se poate mulțumi cu averea pe care o dobândise și răvnește la Florica. Sfârșitul lui Ion este năpraznic, fiind omorât de George Bulbuc, care îl prinde iubindu-se cu nevasta lui. Așadar, Breanu propune pentru sfârșitul pătimașului Ion o crimă pasională. Finalul romanului surprinde satul adunat la sărbătoarea sfințirii noii biserici, descrie drumul care iese din satul Pripas, viața urmându-și cursul firesc. Pripasul de-abia își mai arăta câteva case. Doar turnul cotește, apoi se îndoaie, apoi se întinde,
iar dreaptă ca o panglică cenușie în amurgul răcoros. Satul a rămas înapoi aceleași. Parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Câțiva oameni s-au stins. Alții l-au luat locul. Drumul trece prin jigdovița, pe podul de lemn, acoperit, de peste someș, și pe urmă se pierde în șoseaua cea mare și fără început.